Bună ziua, sau bună dimineața, cum e la noi acum, sau de fapt, da, cumva e dimineața. Oameni dragi, am văzut iarăși un film, am văzut și o să vă vorbesc și vouă cu această ocazie despre 50 Shades, nu, 51st, nu. Ziua, Before I Go to Sleep, da, ideea e așa, Before I Go to Sleep este cu Nicole Kidman, care am îmbătrânit. Acum depinde cum vrei să o iei, că n-arată de 58 de ani cât are sau ceva de genul ăsta, nu știu cât are, dar nici nu mai e, mie îmi plăcea foarte mult Nicole Kidman, știi, era genul de femeie care ai vrea așa să, să o tragi de păr, să, știi ce zic, dar acum parcă, nu știu, e, na, am îmbătrânit, bine. Și mie îmi cade părul. Adică, pe de altă parte, până la urmă, nimeni nu-i perfect. Dar, ideea e în felul următor la filmul ăsta. Dacă n-ai văzut 50 First Dates, o să-ți se pară genial, o să-ți se pară foarte mișto, un film foarte bun, un story wow, nemai întâlnit. Dacă ai văzut 50 First Dates, e foarte simplu pentru tine. Este exact 50 First Dates, fără a fi comedie și fără Adam Sandler, ceea ce e un lucru bun. Dar, ideea e tot așa, cu o tipă care în fiecare dimineață când se trezește, uită ziua de ieri, ea trăiește tot timpul aceeași zi. Deci ideea e următor, filmul e drăguț, e ok, e mișto, nu e foarte greu, sau așa, are suspans. Părerea mea e că poți să te uiți. Nu e nici de nachos la cinema, dar nu e nici de să nu te uiți. Deci, filmul este în regulă. Poți să te uiți, cu un prieten, cu nu știu ce, mănânci un popcorn, dați azi, nu este totuși de nachos, dar nici chiar de aruncat. Filmul e... și băiatul ăsta, Colin Firth, foarte mișto, deși nu m-am uitat la King's Speech, că m-am uitat la 10 minute și m-am adormit. În rest, săptămâna viitoare o să mă uit la alt film și o să-mi dau cu părerea din nou, că de ce nu?